My name is Steve Bornkamp. I'm the president of the Romania Green Building Council, and I'd like to welcome you to our first training session. I want to introduce the persons who will be leading the training, some very qualified individuals, some we've worked with in the past and some new to our organization, but very involved in energy efficiency, lighting, heating, ventilating, air conditioning, for the first session on Energy Performance of Buildings Directive and how to get an A. The first presenter will be Professor Emilia Cernam-Mladin, and she is the president of the Romanian Association of Energy Auditors, and she is also a professor at Polytechnica, the UNESCO chair. And I'd like to turn it over to her, and you can introduce your colleagues as well, is Dr. Beu and Dr. Tarotiano. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la conferința pe care o organizăm astăzi, într-un șir mai lung de sesiuni de pregătire pe care mi le-am pregătit în cadrul Consiliului Român al Clădirilor Verzi. Evident, aceste clădiri verzi nu ni le imaginăm vopsite în verde, se referă la ceea ce ne-am obișnuit cu toții, la ideea de aspecte care conduc la protejarea mediului înconjurător. Ceea ce mi-am propus astăzi să vă prezint este o programă de pregătire. Vă dați seama, timpul de 2 ore nu permite mai mult, este doar prezentarea unei programe de pregătire, de instruire viitoare pe direcții care să aprofundeze măsuri, direcții prin care putem să îmbunătățim eficiența energetică a clădirilor, astfel încât ele să intre în clasa energetică A. Titlul este Cum să intrăm în clasa energetică A. Background-ul deja este cunoscut de majoritatea celor de aici, pornind de la faptul că sectorul clădirilor reprezintă un consumator considerat numărul 1, dinamicul numărul 1, consumatorul numărul 1 de energie la nivel național, fapt care a condus la o serie de legi directive europene care apoi au fost transpuse în România prin legea 372 din 2005 și ordonanța de urgență 22 din 2008. Cele două directive sunt deja, cred, cunoscute, legate de performanța energetică a clădirilor și cea de-a doua de servicii energetice, unde clădirile intră într-o măsură destul de importantă pentru că le reprezintă un consumator de energie care nu poate să comercializeze emisiile de gaze cu efect de seră. Legislația conduce apoi în mod logic la un plan de acțiune care să prevadă măsuri concrete, direcții concrete de acțiune pentru a implementa măsuri prin care eficiența energetică în sectorul clădirilor și în alte sectoare de activitate să crească semnificativ. Definiții importante, așa puțin ca un limbaj comun pentru cei care nu sunt auditori energetici, prin performanța energetică a clădirilor, înțelegem consumul final de energie al unei clădiri, dacă nu că este performanța energetică a fiecărei clădiri, consumul de energie pentru a realiza condițiile normale de utilizare a unei clădiri, se exprimă sub forma unor indicatori, o să vedem imediat. Auditul reprezintă o analiză care, pe baza performanței energetice stabilite, recomandă niște măsuri pentru creșterea performanței energetice, și oferă în același timp o analiză tehnică și economică a acestor măsuri. Certificatul energetic este un document care servește beneficiarului pentru a-i indica proprietățile, calitatea tehnică a clădirii pe care o deține, sub o formă sintetică care să fie înțeleasă atât de un necunoscător în domeniu, cât și de un specialist. O să discutăm imediat certificatul puțin mai în detaliu. Este de subliniat de asemenea că există o metodologie unică în România de realizare a acestor documente, certificat, analiză și determinarea performanței energetice.
metodologie care trebuie utilizată întotdeauna când desfășurăm astfel de activități și care respectă toate recomandările directivelor europene. Ce înseamnă clasă energetică A? Nu ne propunem să ajungem în clasa energetică A. Este vorba de o scală cu care ne-am obișnuit deja, un label, o etichetare, nu? Prin care, într-o formă sintetică și foarte ușor de asimilat, putem vedea unde se situează clădirea cu consumul energetic. Din punct de vedere al încălzirii spațiului, o clădire se află în categoria A dacă se consumă mai puțin de 70 kWh pe metru pătrat și an. Acest lucru este posibil fără niște măsuri ieșite din comun printr-o termoizolare corespunzătoare a tuturor elementelor anvelopei. Printr-un sistem de încălzire cu randament ridicat. Nu se face nicio deosebire de unde provine, care este sursa de energie termică pentru încălzirea spațiului. Din combustibil clasic, sursă regenerabilă sau altceva. Deci, nu este foarte dificil să atingem clasa A conform acestei grile. Pentru apa caldă menajeră sau de consum, trebuie să ne propunem sub 15 kWh pe metru pătrat și an, ceea ce vă spun că nu se prea poate realiza decât cu eforturi destul de mari, cu dispozitive sofisticate, economicoase din punctul de vedere al apei calde utilizate, și cu utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei, deci termice. 15 este o cifră destul de coborâtă. Repet, nu ne propunem să nu folosim apă caldă ca să devenim eficienți în clasă A, ci să o folosim atât cât trebuie, dar cu un consum foarte mic de căldură. Pentru iluminat, ajungem în clasa energetică A dacă se consumă sub 40 kWh pe metru pătrat și an, ceea ce în domeniul locuințelor în general se realizează. Iluminatul nu reprezintă un consumator important, dar un consum important. În schimb, în alte tipuri de clădiri, clădiri de birouri, spitaluri, spații comerciale, deja această cifră este depășită cu ușurință. Dacă se însumează aceste trei tipuri de consumuri care sunt cele mai uzuale, cel mai des întâlnite în cazul clădirilor din România și trebuie să precizăm că peste 95% din clădirile din România sunt de tip rezidențial, dacă se însumează maximele și minimele, se ajunge la o grilă însumatoare, ca să spun așa, unde în clasă A se situează clădirea care nu consumă mai mult de 125 de kWh pe metru pătrat și an pentru cele trei tipuri de consumuri. În alte situații intervine aerul condiționat, deci condiționarea aerului unde limita este de 20 kWh pe metru pătrat și an, iar în alte clădiri, ventilarea mecanică, unde limita este mult mai coborâtă, pentru ventilarea mecanică necesarul de energie este mult mai coborât, și anume de 5 kWh pe metru pătrat și an. Evident, o clădire care are toate cele 5 tipuri de consum, există o însumare, nu? O însumare le adaugă pe celelalte două și limita de aici devine 150, adică 125 plus 20 plus 5, 150. Deci, trebuie să avem în vedere aceste limite când ne propunem să ajungem cu o clădire în clasa energetică A. Certificatul în România se eliberează și este important pentru toți cei de aici să înțeleagă ce reprezintă certificatul energetic. Deci acesta se eliberează ținând cont de o clădire de referință. Clădirea de referință este clădirea care are aceeași elemente arhitecturale și de construcție ca și cea existentă, dar în plus are realizate sau atinse toate standardele actuale din punctul de vedere al
energiei termice, deci pierderilor de energie termică, deci toate acele rezistențe minime normate la nivelul standardelor actuale, care nu sunt aceleași cu cele de acum 10, 15, 20, 50 de ani. De asemenea, sistemul de încălzire trebuie să fie foarte eficient, cu un randament peste 95%, cu o întreținere și utilizare corespunzătoare. De ce? Pentru că certificatul se prezintă sub această formă, deci nota energetică globală, 81-73 în acest caz, pentru un bloc. E un bloc cu două scări și cred că parter și 8 etaje. Se observă că clădirea certificată cu această notă se situează în clasa energetică C. Mult sau puțin, se poate întreba beneficiarul, se uită imediat la clădirea de referință care este tot clădirea lui, dar la care s-au realizat măsurile acelea de reabilitare și modernizare energetică la nivelul minim stabilit de standardele, de normativele valabile astăzi. Deci această clădire poate atinge, prin reabilitare și modernizare, clasa energetică A. Nu este obligatoriu ca clădirea de referință să fie în clasă A. Uneori nu ne ajută arhitectura, tipul de utilizare al clădirii, orientarea, vecinătatea, deci nu e obligatoriu ca referința să fie A. Dar de cele mai multe ori referința, nu, dacă vorbim de o clădire veche, referința va fi mai bună decât clădirea existentă. Și se poate reabilita și moderniza o clădire peste nivelul clădirii de referință. Deci nu este maximul pe care îl putem atinge, ci este clasa energetică în care ne încadrăm dacă respectăm valorile minime. Apar apoi consumul de 257 kWh pe metru pătrat și an, deci toate tipurile de energii care se consumă pentru buna funcționare a clădirii, este o valoare destul de mare. Dar să știți că media în România se e undeva dincolo de 300. Pentru această clădire, să spunem, nu stăm atât de rău. Ne gândim că media în Uniunea Europeană e de 220 și că proiectele în statele membre dezvoltate, proiectele care sunt admise trebuie să aibă un consum de la nivelul de proiect sub 150. Și acest nivel va tot coborâ, deci exigențele vor crește foarte mult în anii următori. Se compară cu 124, clădirea de referință, deci la jumătate. De asemenea, se prezintă nivelul emisiilor de dioxid de carbon la nivelul sursei primare de energie, corespunzător tipurilor de energie utilizate în clădire. Ceea ce vreau să subliniez, că este singurul mod în care cumva ne legăm de aspectele de mediu împreună cu, se spune aici, consumul anual de energie din surse regenerabile. Sunt doi indicatori care nu sunt prelucrați și nu intervin sub nicio altă formă, deci sunt puși acolo și foarte puțină lume înțelege ce reprezintă ei, mult, puțin. Faptul că o anumită cantitate din energia utilizată în clădire provine din surse regenerabile nu afectează nici grila de aici, deci nici clasa energetică, nici nota. Deci ori de unde ar proveni acești 257, nu afectează clasa energetică în forma românească a certificatului energetic. Bun, restul mai puțin important sunt grilele pe tipuri de consum, clădirea de referință care în acest caz poate atinge nota maximă de 100, dar spuneam că nu este obligatoriu, și o serie de penalizări legate de proasta întreținere sau utilizare a clădirii analizate. De asemenea, o serie de măsuri recomandate. Deci certificatul trebuie să conțină și măsuri recomandate. Doar pentru a înțelege mai bine ce este certificatul și faptul că el poate fi și altfel privit, vă prezint un singur alt certificat, cel din Marea Britanie, dar să știți că fiecare țară are alt tip de certificat, Austria, Germania, Franța, Italia, toate au alte tipuri de certificate, nu ne permite timpul să le trecem în revistă, doar ca idee este interesant că sunt două tipuri de grile care au aceeași pondere. Una e legată de consumul de energie, eficiența energetică, și cealaltă, vedeți, la fel de mare, la fel de importantă,
cea legată de impactul asupra mediului înconjurător prin emisiile de CO2 echivalent. Și vedem aici o serie de grile ca la noi, de la A la G. Ca și la noi, ei spun că majoritatea clădirilor sunt în clasă energetică DE, dar limitele acelea care determină ca o clădire să fie într-o clasă energetică sau alta nu sunt aceleași. Mai mult decât atât, aceste grile nu sunt stabilite funcție de consumul de energie, ci de costul energiei consumate. Pentru că beneficiarul înțelege mai bine în termeni de cost ce înseamnă a fi în clasă A sau B. Evident, o clasă energetică, o clădire cu punctajul de 100 nu va cheltui mai nimic pentru energia consumată, deci poate fi energie regenerabilă. Atenție! Energie regenerabilă nu mă costă. Nu mă costă și să producă aproape deloc dioxid de carbon echivalent. Deci în termeni de cost, de bani, asta face însă ca certificatul să nu mai devină valabil odată cu schimbarea prețului energiei. Dar pentru beneficiar, el înțelege mai bine eficiența în termeni de financiar, de costuri, decât în kilowatt-oră pe metru pătrat și an. Specialistul înțelege, beneficiarul nepregătit nu. Deci spuneam, sunt două clase și de asemenea situația curentă e comparată cu una potențială. Ce înseamnă situația potențială? Este exact clădirea analizată la care s-au implementat toate măsurile recomandate în cadrul certificatului. Nu există un volum dat de măsuri. Fiecare auditor nu își asumă responsabilitatea de a recomanda anumite măsuri cu un anumit grad de termoizolare pentru clădire și așa mai departe, nu foarte scumpe, nu foarte sofisticate. În cadrul acestui certificat, deci se poate sări de la 56 la 92, din nou în clasă energetică A. Dar vedeți ce ne spune aici? Nu se vede decât partea aceasta, deci clădirea analizată are 35, deci este în clasa F din punctul de vedere al impactului asupra mediului, deși e în clasă D din punct de vedere al consumului de energie. Nu este aceeași clasă. Ce ne spune asta? Că este un combustibil la sursa primară care produce mult dioxid de carbon. Mai mult, ceea ce nu se vede aici pentru partea potențială, se situează în clasa C, la nivel 80. E undeva după ecran, așa dacă ne uităm. Este clasa energetică C. Deci, la nivelul 80... uite acolo, da? Se vede un pic pe ecran. Deci, potențial, nu ajungem în A din punct de vedere al impactului asupra mediului, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că se menține sursa de încălzire pe combustibil fosil. Dacă s-ar introduce surse regenerabile de energie, automat s-ar sări și aici aproape de clasa energetică A. Deci vedeți că este un alt punct de vedere și contează foarte mult pentru că sensibilizează beneficiarul în mod diferit. Îl interesează banii și îl interesează mediul. În egală măsură. Ceea ce în forma românească a certificatului, vedeți, nu se oglindește în aceeași măsură. Asta nu înseamnă că certificatul la noi nu se poate schimba în timp, ca și în Marea Britanie, ca și în alte țări. Este o formă, doar spun așa de punctul de vedere. În Austria, de exemplu, nu există numai clasă energetică A. Deja a apărut A+ și A++. Deci s-a simțit nevoia existenței unor standarde deja care s-au adăugat. Vrem mai mult decât ceea ce se înțelege în clasă A. Și ajungem la A++ și la conceptul de casă pasivă care consumă sub 15 kWh pe metru pătrat și an pentru încălzire și 120 kWh pe metru pătrat și an la nivelul energiilor primare. Bun. Ce ne propunem? Cum putem ajunge în clasă energetică A? Și acum am să trec în revistă niște aspecte pe care ne propunem să le detaliem în cadrul ședințelor următoare de instruire. Deci acum asta vreau să insist că este doar o trecere în revistă. Ele ar necesita foarte multe discuții ca să, pentru specialiști, prin care să-i convingem că prin metode nu foarte sofisticate, deci nu ne propunem
să trecem în revistă metodele scumpe, sofisticate, singulare în lume, ci tehnologia care aproape a devenit banală în anumite zone. Și pe care și noi putem să o utilizăm, nu la niște costuri extraordinare, ci dimpotrivă la niște costuri din ce în ce mai acceptabile, având în vedere scumpirea energiei.